Salutare jupănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de roleplay pe Domești. Ei bine jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați, așa că haideți în forță și bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, eu o să încerc să vă ajut și lăsați un mesaj pe pagina din Instagram din stânga jos, pentru că dacă lăsați acolo un mesaj, eu o să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți în forță și bineînțeles, noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem la stânere data asta. Astăzi, după cum știți, e o sărbătoare. Cred că e o sărbătoare mai mică. Dar astăzi avem un pic de treabă. O să-l ajutăm în primul rând pe Nea Grigore. Așa că hai să ne urcăm în ATV-ul și bineînțeles să mergem direct la el acasă. Ia să-i dăm noi ușor aici cu spatele. Și ce să mai mergem direct la Nea Grigore și nu înainte de toate nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, să strângem peste 200 de like-uri, haideți în forță. Așa că haideți să mergem direct la Nea Grigore. Să vedem ce zice, pentru că m-a chemat și mi-a zis că și-a cumpărat o altă mașină și urmează să te dea la schimb Porsche, că după cum știți avea el un Porsche Panamera, unul mai vechiuț așa, 2011-2012, nu știu ce an era. Dar a zis că vrea să-l dea la schimb, de fapt vrea să-l vândă, că și-a cumpărat un S-Class, nu știu de care, dar o să vedem și noi ce zice el la fața locului. Că vrea să-l ajut să-și aducă mașina acasă. O vom vedea acum cum stă treaba. Mai întâi să ajungem la el și ce să mai... Omul și-a luat altă mașină, se descurcă bine, înseamnă stă bine cu banii perioada asta, din câte se vede, și Doamne ajută să-ți dea tot așa. Acum hai să vedem și noi care-i treaba pe acolo pe la el, că trebuie să vorbesc cu el, v-am spus, să vedem care-i treaba, că a zis să-l ajut, dar nu știu exact cu ce. Se aduc mașina, nu știu de unde exact, dar o vedea. Ia să parcăm și noi UTB-ul ăsta, ATV-ul aici, uite că mă și bâlbăi. Și să vedem pe unde e, pe aici, prin față mai era el din când în când. O, să trăiești, Nea Grigore, ce zici? Salutare, uite, te așteptăm. A, că am venit, da, care-i treaba, ia zi. Păi trebuie să te duci până la cumătru meu. Așa? Păi acolo am Mercedes-ul, te duci la Vasile la bar, iei cheile și la duci. A, la Nea Vasile, da. Uite, ia cheile de la Mercedes-ul din spate, ăla vechi. Păi dă-le încoacă, imediat mă duc. Iei mașina și o cuplezi la remorcă. Hai că mă duc să vă care și... Hai că repede, nu, mult nu durează, cred că. Hai bine. Hai bine, hai, ne auzim. Haideți, jupânilor, că am înțeles o treabă, deci să mergem să-i aducem de la Nea Vasile cu mătrul lui S-Class-ul. Ia uite, ăsta e ăla pe care îl țin el de muncă, e un S-Class, dar bătrân tare, uitați-vă și voi la el. Încă e înscris pe germani și o să dea la schimb Porsche-ul ăla, da bine, la schimb o să-l vândă, nu știu cum o să facă, ce combinație are el, dar în fine, hai să ne urcăm în mașină și să luăm, bineînțeles, remorcuța. Să vedem dacă trage merțanul ăsta sau nu. Căci că o ține ca mașină de muncă pe merțanul ăsta și acum, bineînțeles, și-a luat un model mai nou. Să vedem care e treaba. Mi-a dat cheile de la mașină, o să vorbesc și cu Nea Vasile când ajung acolo. Ia stai așa să ridicăm noi un pic. De fapt, nu mai avem ce să ridicăm. Hai să-i dăm. Hai, rupe. Ce ai, mă? Nu vrea să pornească sau ce mama măsii are. Uite, fii atent că vrea să meargă în șuturi. Acum ți-ai găsit să mergi în șuturi. În fine, hai să-i dăm tata că văd că merge cam greu. Văd că merge cam greu S-Class-ul ăsta, probabil până îl scoatem pe asfalt. Are și remorca asta, cred că e destul de mare pentru ea, dar nici nu știu ce să zic. S-ar putea să rămânem în pană acolo cu S-Class-ul ăsta pe platformă cu cealaltă mașină. Dar vom vede, dacă nu facem față cu S-Class-ul ăsta, o să mergem cu celălalt. Ia să-i dăm cu celălalt. O să mergem, bineînțeles, cu altă mașină. Hai, tată. Ce-ai pățit? Fii atent. O fi având vreo problemă? La motor de nu trage? Mamă, fii atent. No, că cu ăsta rămân în pană, tată. Fii atent. N-am ce să fac cu ăsta. Stai așa, că îi dăm în marșalier și parcăm aici S-Class-ul, că n-am ce să fac cu mașina asta. Fii atent, no. Păi decuplez, n-am, tată, ce să fac cu mașina. Ce s-a întâmplat? Ce are de nu funcționează? Nu era cablu cuplat sau ce, mama măsii? Băi, ce mă enervează, fii atent. Acum o ia sau nu o ia? A, uite acum cum merge, fără niciun stres. A, am înțeles care era treaba. Deci nu era cablu cuplat, eu care credeam că era cablu și tot cuplat acolo. În fine, uite ce îi dă acum. Oho, merge S-Class-ul. Băi, e bun că merge acum, tata, ia uite.
Bun, hai să-i dăm noi unde avem treaba acolo la Nea Vasile. Să vedem ce zice Nea Vasilică. Căci că S-clasul acolo l-a lăsat. Da, dacă acolo l-a lăsat omul de acolo, de acolo mergem să-l luăm. Nu, uite că trage dreapta, stânga și merțanul ăsta. Nu-i așa de stabil, că remorca e mare de pe spate. Normal cu remorca asta, la remorca asta trebuia să cuplezi cel puțin măcar un Duster de la mai mare să fi fost. Că ăsta are garda la sol mică. Și remorca e destul de lăsată jos, după cum puteți vedea, și să nu agațe pe asfalt pe aici și să mă arunce n-ai vreun șans, că n-ar fi chiar atât de plăcut. Hai să-i dăm, acum noi mergem tot în față, să vedem care e treaba. 70, cât îi dăm, nu mergem nici chiar tare, dar de fapt îi dăm cât prinde, da. Nu, mi-e frică că mă agăți pe asfalt și uite, mă duc în dreapta, ba în stânga, lasă toată, mai bine mergem mai ușor, că nu mă grăbesc nicăieri până la urma urmei. Așa, dăm un semnal aici la stânga, op. Hai că merg semnalizările, cum să nu meargă. Are mașina asta, cred că 20 și ceva de ani de când a ieșit de pe fabrică. E veche, dar merge, văd că destul de bine. Acum să vedem ce S-Class și-a cumpărat Nea Gregore. Sunt curios tare pentru că și-a luat și Sheptar în ultima perioadă, după cum știți. Și-a luat Sheptarul ăla cu câteva luni, nu mai știu exact cât timp, dar oricum e destul de șmecher și ăla, după cum bine știți și voi. Acum să vedem despre ce e vorba și cu S-Class-ul ăsta. Să oprim aici în stânga la Nea Vasilică să vedem care e treaba. Ho, 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 stai că mă duc în șanță. Acum chiar că era să mă duc în șanță. Bun, și să... Dacă ne întoarcem în capăt, ia uite. Ia uite, ne aștepta Nea Vasilică, băi băiatule. Știa el că trebuia să venim. Hai să ne întoarcem noi aici acum și... Că ne-am întors, nu? Și să tragem pe dreapta merțanul, ia să vedem, tată, care-i treaba, care-i jmenul. Să ne dăm jos, să trăiești bine, Nea Vasilică. Noroc, ce faci? Ia uite, am venit să iau mașina, asta e de aici, bănuiesc, nu? Că alt merțan nu văd prin zonă. Da, uite, ia cheile de aici ca să poți pleca. Da, ia, dă-le încoa. Hai că eu o să o pun pe platformă și am să-i dau bice, că, na, ce să mai. Bine, hai, ai grijă cu ea. Bine, hai că mă aranjez aici cu platforma. Ia să vedem, jupânilor, care-i treaba. Punem în felul următor. Dăm mai în față și ia să tragem noi treburile alea din spate. Să vedem care-i treaba, se lasă până jos. Așa ar trebui. Hai acum să vedem care-i treaba aici, să luăm S-Class-ul. Să-l pornim. Mamă, dar ce motor are, ești nebun. Se aude fain, n-am ce zice. Ia uite, tată, ăsta da, ies. Ia uite, interior, piele, confort, televizor în spate, ce vrei. Nu știu cât a zis că a dat, 40.000 parcă, sau ceva de genul. În fine, nu mai contează că, până la urmă, ia uite. Un S-Class vechi duce un S-Class nou. Unde ați mai văzut voi așa ceva, nu? Asta e șmecherie cu buton. Bă, culoarea e faină, e plăcută pe S-Class-ul ăsta. N-am ce zice, dar ar fi mers mai bine, cred, cu un negru, zic eu. Ohoho, mamă, cum s-a lăsat aici, fii atent. Stai că o să trebuiască, cred că, să-l dăm mai pe spate, nu? Zic eu. Mamă, nu, facem un felul următor, cred că. Lăsăm aici S-Class-ul și facem de la telecomandă de aici. Atât, perfect. Hai să facem în felul următor acum, să tragem clapetele din spate. Atât, mamă, dar nu știu cum o să mergem noi cu S-ul ăsta. O vom vedea cum ne... Da, până la urma urmei trebuie să ne descurcăm cumva, nu? Hai că n-are rost ce să mai leg aici. Hai să ne urcăm în Mercedes și să mergem, tată. Ușor, mergem ușor, că deloc, chiar acum, chiar că deloc nu trebuie să ne grăbim. Hai că nu merg nici chiar pe avarii, că n-are rost. Ia uite cum stă acolo frumos S-ul. N-ai treabă, aici la dâmburi trebuie să am grijă mare, că aici m-a furat. Cu două tone pe care le-am în spate, nu mă mai redresez pe drum. Așa că aici trebuie să merg maxim 30 la oră. Dar măcar o ducem, nu? Măcar îi ducem mașina omului, că până la urma urmei asta era și ideea. Ia uite, la curbe trebuie să am grijă. Când virez de volan, că altfel se duce dracului cu tot cu platformă. Așa că o lăsăm ușor. Ia uite, aici să vedem, urcă sau nu ar trebui, că are tracțiune integrală merțanul ăsta. Are formatic sau cum îi spune, 4x4 permanent oricum. Ca lumea, așa că poate să tragă toate patru roți deodată. Dacă nu sunt pe pământ alea din față, trag alea din spate și tot așa, adică totuși e destul de ca lumea. Da, ce să mai, pe aici, ușor stânga, să nu ne grăbim prea tare, că nu e bună. Un pic.
Dăm un semnal la dreapta, tată. Și ia să vedem noi. Atât. Îi dăm la dreapta și dă-i tot în față, că n-are rost de să ne aglomerăm așa. Ia u ce merge. Ce merge clasul ăsta. O, ce calume e. Da, ce să mai zicem și noi? N-avem ce să mai zicem, că na, până la urma urmei asta e treaba. O, ușor. Asta e treaba și cu mașinile astea. Ia uite, asta abia stă pe drum, după cum puteți vedea. Bine, și din cauza la remorcă. Trebuia să-mi dea o remorcă mai mititică și nea Grigore, dar dacă n-a volan de mână, trebuia să mă duc să o iau pe aia de-a mea de la stână, da? De acum, na, ce să mai ne descurcăm și așa, nu? Dacă nu luăm capra asta de pod, eu zic că îi dăm bine. Na, treaba așa de sărbătoare, cum să mai zic și eu, nu? Ia uite cum stă E60-ul meu frumos acolo parcat. Ăla roșu e nebun, vișiniu de fapt. E nebunatic, ați văzut și voi. Băi, îmi plac mașinile așa. Eu unu-s fan, sunt fan mașini. Adică pot să zic că îmi plac foarte mult. Mai ales BMW-urile, Merțanurile astea, Audi-urile, Volkswagen-ul. Astea toate mai premium. Băi, îmi plac la nebunie. Range Rover-ul. Toate sunt faine, bă. Bă, care zice că e... Na, de fapt până la urma urmei nu pot să zici că nu sunt faini până la urmă urmei. Și na, oricine are o marcă preferată, nu? Eu am, nu știu, Merțanul, BMW, nu știu ce să aleg dintre astea două. Dar îmi place și Audi, îmi place și nu știu ce. Na, dacă ești fan, îți plac toate mărcile până la urmă urmei. Uite ce drifturi facem pe aici cu Merțanul ăsta. Uite, ia uite, luăm curba, am luat-o, tată, e țapănă. E țapănă până într-un punct, nu? Până vede că accelerezi pe tare și după aia gata, s-a dus dracu. Hai să-i dăm la stânga și să urcăm pe aici ulța. Pe aici putem urca fără probleme, că nu mai avem șanțuri. Chiar că pe aici nu avem șanțuri deloc. Ar trebui să fac un proiect și pe aici pentru șanțuri. Dar o vom vedea noi până la urmă urmei. Hai, acum că am ajuns, să-i dăm cu marșalierul și să băgăm în curte tot. Ia să vedem noi. Uite ce i-am adus lunea Grigore. A, păi și-a luat de-a mașini, dacă nu m-a nebunit. Bine, într-adevăr, și eu mi-am luat, nu pot să zic că nu mi-am luat, dar și el și-a luat tată. Să lăsăm acolo Merțanul, zic eu, ia să-l dăm jos de pe punte. Să ne urcăm în el, aute ce se aude, tată, așa da mașină. Să o lăsăm jos, îi lăsăm cheile aici și tot și ne-am făcut treaba noi. Hai să vedem, hop, îi dăm pe aici, tragem alea și hai să ne ducem în altă parte. Să-i parcăm, bineînțeles, și Merțanul și platforma pe aici. Ia uite, îl lăsăm, hop, lăsăm aici platforma, pam, 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 decuplăm tot ce trebuie și acum să-i parcăm și Merțanul ăsta la alt, în partea de la deal, aici, de unde l-am luat, nu? Gata, nu mai poate să închid acum porțile de mașină. Da, uitați, i-am lăsat și Merțanul, uite, e ca lumea, v-am făcut o prezentare, nu știu, e, uite, S63, dar nu știu dacă e S63 AMG, e frumos oricum, uite, televizoare înăuntru, ce mai vrei, tată, de la viață? Un S de ăsta, da, 40.000, cam atâta costă, 2015, nu știu ce an era, în fine. Hai că noi ne-am rezolvat treaba pe aici, ce să mai, să-i dăm blana, merge și noi acasă, că mai avem câte o treabă acolo de făcut. Bine, nu știu ce treabă mai am de făcut acum, că, am zis că, băi, astăzi e sărbătoare și să o las mai moale cu treaba. Dar hai să vedem, că avem un teren pe aici pe care vreau să-l rezolv zilele următoare, așa că hai să mergem un pic în inspecție cum ar veni, să vedem care e treaba. Ia uite ce toarce motorul ăsta de la ATV. Nu știu, mâine ce? Mâine e joi? Nu, vineri mâine, azi e joi. Mamă, ce mai trec zilele astea. Ieri parcă era luni, început săptămânii, astăzi e joi. Acușa se duce și luna lui august, uite. A, este ce să mai... Na, până la urma urmei, noi cu treaba tot rămânem, nu? Adică, până la urmă, noi avem de făcut treabă tot anul. Uite, 140, uite ce merge ATV-ul ăsta, merge de n-are aer. Hai să-i dăm pe la vale pe aici, să vă arăt parcela de care vă ziceam că vreau să o rezolv eu zilele următoare, dar să văd acum, când am timp să mă încadrez, să vin, să o oarcă îi prăloagă. Ia să vrem, nu știu pe unde să intru pe aici, o iau prin boscheții ăștia. Uite asta de aici. Asta de aici, pe aici, pe unde mă plimb eu, dar nu știu ce să-i fac. Oare să o bag eu la Arad? Îți dăm burmar, nu știu dacă să mă încumet să bag eu pe aici la Arad. Că, na, e cum e, după cum puteți vedea, sunt o grămadă de dâmburi. Stai, tată, stai așa, că e jale pe aici. Să o luăm la stânga la deal și să o luăm la dreapta.
Ia uite, pe aici. Aici aș lăsa o mai mult pârloagă pentru animale, zic eu. Pe unde e mai drept, așa aș mai putea să facă un teren, după cum puteți vedea. Adică, na, aici e bun, uite, să vii cu ATV-ul și să te dai, tata. Ia uite, pe aici să te dai, bine, nu ca așa, ia uite. A, poți să te dai pe aici cu ATV-ul, n-ai treabă. Poți să sări pe trampolină, poți să faci de toate. Bine, aici avem și râul, după cum puteți vedea. Numai să nu intrăm în râu, n-ai, că dacă intrăm cu ATV-ul, acolo îl lăs. Da, cam asta e treaba pe aici, ce să mai... Dar nu cred că o să bag eu la Arad pe aici, că sunt dâmburi destul de mari și nu prea m-aș încumeta. Uite, pe aici, în spatele casei, ar mai merge de o parcelă bună. Cât de cât acolo, bine, nu foarte mare, că na. Și na, cam asta e treaba, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, un subscribe să ne ajungem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare, vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.